cheltuia și Călărașul și Lehliu. Și cred că 80% din spitalele din România au conturile blocate. Au dat o ordonanță în ianuarie. Vă aduceți aminte, vă spuneam că ne-au cerut arieratele să ne dea bani de la buget. La vremea respectivă am avut arierate de cât 1.400.000 pe care i-ați aprobat, i-am dat deja spitalul. Fiind iarnă, nefiind bani de la casă, nu ni s-au dat decât salariile doctorilor. Dându-ne, dacă ni s-au dat numai salariile, din nou în 3-4 luni am ajuns iar la 10-11 miliarde datorii, dintre care vreo 4 miliarde au devenit arierat la 31 ianuarie. Dacă nu plătim 85% din arierate, conturile rămân blocate. De 3 zile, cred că am vorbit de 20 de ori cu domnul trezorier șef Apostol și cu domnul director adjunct de la Finanțele Publice, Minel Țifra. Ni se dă voie să cheltuim din bani, cu toate că avem un cont pe 600 și ceva de milioane, pe care eu i-am blocat și a zis să nu mai plătească absolut nimic din ei. Prin ideea de a plăti viromul care de mine a arierat pe data de 30 aprilie, avem 1.200.000 la virom. Dar vreo 500 și ceva de milioane devin arierat pe 30 aprilie. Viromul ne-a oprit gazul la spital, asta ca să știți, încă de acum o săptămână. Din păcate, domnul trezorier șef, Apostol, are o, zic eu, o capacitate de înțelegere foarte mică. Noi avem câțiva medici cu care colaborăm și îi plătim pe factură, ei ne facturează servicii medicale. În opinia dânsului, nu sunt drepturi salariate. Pentru că din banii care ne vin de la casă, avem voie să plătim doar salarii, impozitele către stat și hrană. În primă fază, nu vreau să accepte că buteliile se încadrează la pregătirea hranei. Și am ajuns să spunem că le vom plăti. Am spus adineu, săptămâna trecută, li s-a blocat, le-a oprit gazele. Avem 1.200.000 să le dăm. De-aia am blocat cele 600 de milioane să le dăm în 30 sau pe 2-3 mai, ca să diminuăm presiunea pe, la gaz. Dar probabil că ne vor judeca repede facturile de la Renel, de la Enel. Deci la spital avem o problemă extrem de mare, dar eu sper că se va rezolva la nivel național, pentru că nu e vorba doar de noi. E vorba de aproape toate spitalele din țară care nu pot plăti 85% din arierate. Da, problema spitalului, știe toată lumea, este o problemă extraordinar de importantă. Pentru acest lucru, eu consider că este necesar ca în fiecare lună Consiliul de Administrație să facă un raport în care să prezinte Consiliul Local care sunt problemele la nivel de spital. Asta pentru că dacă citește fiecare, poate fiecare să vină cu o soluție, să vină cu o idee, că de-aia suntem aici în Consiliul ăsta. Eu zi de zi, avem reprezentanți în Consiliul, deci Consiliul de Administrație este al nostru. Deci trebuie să ne informeze al Consiliului Local. Noi l-am numit acolo să ne informeze, să știm și noi despre ce e vorba, ce măsuri trebuie luate, adică efectiv să conducem. Nu eu să fim vă propun, ca eu vă propun, pentru că și eu sunt aproape zilnic în spital, să fac eu această informare în fiecare lună. Președintele Consiliului de Administrație mă informează pe mine, pentru că sunt primar, iar eu, la rândul meu, dau raport în fața dumneavoastră. Domnul primar, noi nu pe dumneavoastră v-am numit acolo, noi sunteți numiți până lege. Numit, eu nu sunt numit, eu sunt ales. Nu, Consiliul de Administrație. Nu sunt. L-aveți în subordine. În lege, aveți în subordine spitalul, da?
dar Consiliul de Administrație noi l-am ales. Sunt de acord, care trebuie să ne prezinte nouă credere că... Nu, păi noi avem încredere, dar eu vreau să văd cum văd oamenii ăștia problema acolo. De ce trebuie neapărat dumneavoastră să aveți și problema asta? Oamenii ăștia care sunt oricum de capacit și care le știu pe toate, e bine să le știe și pe alea și să vedeți. Trebuie să funcționeze. Da, avem și oameni în Consiliul de Administrație, trebuie să luăm hotărâri. Bine, e regulă și știm, cum spuneți dumneavoastră. Da, mulțumesc, domnule. Consiliul de Administrație de la spital este format din 5 persoane. Doar 2 sunt ai Consiliului Local. Și un alt primar. E altceva. Deci avem 3. E altceva. Păi da, și care?